Geneza 29. Iacov a pornit la drum și s-a dus în țara celor ce locuiesc la răsărit. S-a uitat înainte și iată că pe câmp era o fântână și lângă ea erau trei turme de oi care se odihneau, căci la fântâna aceasta obișnuiau ciobanii să-și adape turmele și piatra de pe gura fântânii era mare. Toate turmele se strângeau acolo, ciobanii prăvăleau piatra de pe gura fântânii, adăpau turmele și apoi puneau piatra iarăși la loc pe gura fântânii. Iacov a zis păstorilor, fraților, de unde sunteți? Din Haran, au răspuns ei. El le-a zis, cunoașteți pe Laban fiul lui Nahor? Îl cunoaștem, i-au răspuns ei. El a zis, este sănătos? Sănătos, au răspuns ei. Și tocmai atunci venea Rahela, fata lui cu oile. El a zis, iată, soarele este încă sus, și prea devreme ca să strângem zvitele, adăpați oile și apoi duceți-vă și pașteți-le iarăși. Ei au răspuns, nu putem, până nu se vor strânge toate turmele. Atunci se prăvălește piatra de pe gura fântânii și vom adăpa oile. Pe când le vorbea el încă, vine Rahela cu oile tatălui său, căci ea le păzea. Când a văzut Iacov pe Rahela, fata lui Laban, fratele mamei sale, apoi Iacov a sărutat pe Rahela și a început să plângă tare. Iacov a spus Rahelei că este rudă cu tatăl ei, că este fiul Rebecii și ea a dat fuga de a spus tatălui său. Cum a auzit Laban de Iacov, fiul sorei sale, i-a alergat înainte, l-a îmbrățișat, l-a sărutat și l-a adus în casă. Iacov a istorisit lui Laban toate cele întâmplate și Laban i-a zis, cu adevărat, tu ești os din oasele mele și carne din carnea mea. Iacov a stat la Laban o lună. Apoi Laban i-a zis lui Iacov, fiindcă ești rudă cu mine, să-mi slujești oare degeaba? Spune-mi ce simbri evrei. Laban însă avea două fete, cea mai mare se numea Lea și cea mai mică Rahela. Le avea ochii slabi. Dar Rahela era frumoasă la statură și mândră la față. Iacov iubea pe Rahela și a zis, îți voi sluji 7 ani pentru Rahela, fata ta cea mai mică. Și Laban a răspuns, mai bine să ți-o dau ție decât să o dau altuia. Rămâi la mine. Astfel Iacov a slujit 7 ani pentru Rahela și anii aceștia i s-au părut ca vreo câteva zile, pentru că o iubea. În urmă, Iacov a zis lui Laban, dă-mi nevasta, căci mi s-a împlinit sorocul ca să intru la ea. Laban a adunat pe toți oamenii locului și a făcut un ospăț. Seara a luat pe fiică sa Lea și a dus-o la Iacov care s-a culcat cu ea. Și Laban a dat ca roabă fetei sale Lea pe roaba sa Zilpa. A doua zi dimineață, iată că era Lea. Atunci Iacov a zis lui Laban, ce mi-ai făcut? Nu ți-am slujit oare pentru Rahela? Pentru ce m-ai înșelat? Laban a răspuns, în locul acesta nu e obicei să se dea cea mai tânără înaintea cele mai mari. Isprăvește săptămâna cu ea și îți voi da și pe cealaltă pentru slujbă pe care o vei mai face la mine alți 7 ani. Iacov a făcut așa și a isprăvit săptămâna cu Lea, apoi Laban i-a dat de nevastă pe fiică sa Rahela și Laban a dat ca roabă fetei sale Rahela pe roaba sa Bilha. Iacov a intrat la Rahela pe care o iubea mai mult decât Lea, și a slujit la Laban alți 7 ani. Domnul a văzut că Lea nu era iubită și a făcut-o să aibă copii, pe când Rahela era stearpă. Lea a rămas însărcinată și a născut un fiu care i-a pus numele Ruben. Vedeți, fiu, căci i-a zis, Domnul a văzut mâhnirea mea și acum bărbatul meu are să mă iubească negreșit. A rămas iarăși însărcinată și a născut un fiu și a zis, Domnul a auzit că nu eram iubită și mi-a dat și pe acesta. De aceea a pus numele Simeon, adică ascultare. Iar a rămas însărcinată și a născut un fiu și a zis, de data aceasta bărbatul meu se va alipi de mine, căci am născut 3 fii. De aceea a pus numele Levi, adică alipire. A rămas iarăși însărcinată și a născut un fiu și a zis, de data asta voi lăuda pe Domnul. De aceea a pus numele Iuda, lăudat fie Domnul, și a încetat să mai nască.